Scumpi prieteni, frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, vă salut și în această ocazie de seară cu pacea Domnului, cu ocazia studierii Cuvântului Dumnezeu și în această seară. Ne bucurăm foarte mult pentru privilegiul pe care Dumnezeu ni l-a oferit ca să fim adunați în jurul Cuvântului Sfânt, să învățăm împreună de la Dumnezeu și în felul acesta hotărârile, deciziile pe care le vom lua în viața noastră să aducă slavă, onoare numelui Lui Dumnezeu și în același timp, prin influența noastră, să fim o mireasmă de viață spre viață pentru cei care sunt în jurul nostru. Influența noastră să se dovedească salvatoare pentru cei din casa noastră, pentru prietenii noștri, pentru rudele noastre, pentru cei apropiați, și în felul acesta să ne găsim în rândul acelora care nu numai că așteaptă, dar și grăbesc momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Spunem un bun venit fraților și surorilor noastre în această ocazie de seară în jurul Cuvântului Dumnezeu, prietenilor noștri care ne urmăresc poate pentru prima dată prin mijloacele de comunicare, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească în aceste momente de seară. Înainte de a deschide Cuvântul Sfânt, vom continua studiul nostru început în cartea Neemia și vom avea un studiu deosebit de important în această ocazie de seară, deosebit de important în contextul zilelor pe care noi le trăim în cadrul Bisericii aici în România, cel puțin în ultimele săptămâni, și mai mult decât atât este bine ca noi să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru familiile noastre, pentru Biserica lui Dumnezeu la nivel general. În această seară mesajul nostru poartă titlul Străjeri peste Sion. Străjeri peste Sion. Și dacă a fost vreodată un timp când străjerii lui Dumnezeu trebuie să-și facă datoria, timpul acesta este astăzi. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să aveți și mai mult bine să vă luați notițe, să aveți o foaie de hârtie la îndemână sau un caiet de notițe, un instrument de scris și în felul acesta gândurile care vor fi rostite prin intermediul Cuvântului Dumnezeu să se dovedească o binecuvântare pentru noi cei care vom asculta în această ocazie și pentru aceia care prin intermediul nostru pot asculta Cuvântul lui Dumnezeu și mai departe. Acestea fiind spuse, vă invit să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm și am să rog pe pianistul nostru, pe colegul nostru rugăciune. Bunul nostru prieten Liviu să ne conducă într-o rugăciune în acest ceas de seară. Vă invit să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, în numele Domnului Hristos, Doamne, venim înaintea Ta, să-ți mulțumim pentru viața care a pus-o în fiecare dintre voi și pentru că în această seară, Doamne, vrei să ne vorbești din Cuvântul Tău, de aceea venim, plecați înaintea Ta, ca să cerem Duhul Tău cel Sfânt ca să ne preuzească în aceste momente în care vom deschide Cuvântul Tău și vom găsi adevăruri neștiute și poate neînțelese de noi. Doamne, Te rugăm să ne binecuvântezi pe fiecare parte, acolo unde suntem, să ne dai Tu putere să trăim ceea ce învățăm și să fim mai departe niște călăuze pentru ceilalți din jurul nostru. Doamne, binecuvântează și vorbitorul, binecuvântează pe cei care sunt de departe și de aproape, pe toți cei care doresc să învețe din Cuvântul Tău, Doamne, să-i binecuvântezi Tu pe fiecare în parte acolo unde sunt. Binecuvântează și pe cei bolnavi, pe cei care sunt în suferință, să fii Tu, Doamne, alături de ei și să te îndur de ei. Binecuvântează și pe cei care fac lucrarea Ta, să-i întărești Tu mai departe și cât timp vom mai fi pe acest pământ să slujim cu credincioșie. Credem că vei fi în această seară cu noi, de aceea îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin. Vreau să vă spun că mă bucur nespus de mult pentru această
favoare și pentru acest privilegiu pe care Dumnezeu ni l-a oferit într-un timp ca acesta, ca să învățăm la picioarele Domnului Iisus din Cuvântul Sfânt. Și bucuria mea este cu atât mai mare pentru că, într-un mod special, primim mesaje din partea tinerilor, din partea familiilor tinere care sunt încurajate, sunt îmbărbătate prin intermediul acestor prezentări. Frații mei, este o realitate aceea că un grup de oameni în cadrul Bisericii lui Dumnezeu și nu numai, oameni care s-au săturat să fie hrăniți cu lingurița spirituală. Oameni care înțeleg nevoia de hrană tare, înțeleg nevoia de adevăr la vreme potrivită, un adevăr pentru o vreme ca aceasta, și mă bucur că eforturile noastre, ale celor din locul acesta și ale altor slujitori ale lui Dumnezeu, care au pe inimă lucrarea Domnului, eforturile acestea nu sunt zadarnice. Există o mișcare în rândul tinerilor și în rândul fraților la nivelul țării noastre, ba chiar la nivel mondial, oameni care doresc din toată inima să trăiască în frică și în temere de Dumnezeu, oameni care s-au hotărât să se consacre pe ei înșiși cu tot ceea ce sunt și ceea ce au pentru cauza lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat pentru lucrul acesta și sufletele celor sinceri să fie binecuvântate de Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Ceresc. În această seară continuăm studiul nostru din cartea lui Neemia și, așa după cum am spus în fiecare ocazie, cartea este deosebit de importantă. Și motivul pentru care este atât de grea și de importantă cartea aceasta pentru aceste zile, aș putea să spun, cartea Neemia este un manual al liderilor consacrați ai lui Dumnezeu. Frații mei, putem să învățăm la orice școală din lumea aceasta. Putem să participăm la seminarii, la tot felul de întâlniri, de grup sau în plen. Putem să obținem diplomă după diplomă, masterate și doctorate în lumea aceasta, dar dacă principiile care au de-a face cu lucrarea unor lideri, lucrarea aceasta de conducere în familie, în biserică, în lucrarea lui Dumnezeu, nu sunt înrătăcinate în Sfânta Scriptură. Vreau să vă spun, nu am înțeles nimic despre ce înseamnă a fi cu adevărat un lider pentru lucrarea lui Dumnezeu în aceste zile din urmă. Și în mod special, cartea Neemia este un manual al acelora care vor să slujească, ba chiar vor să conducă, sunt chemați de Dumnezeu să conducă în lucrarea lui Dumnezeu în aceste zile, din urmă. Capitol după capitol în această seară suntem chemați să studiem împreună capitolul 7, Străjeri peste Sion. Și în capitolul acesta vom descoperi împreună chemarea lui Dumnezeu către cei angajați în lucrarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu către lideri, lideri în familie, lideri în societate, lideri în biserica, în poporul lui Dumnezeu, în mod special, lideri care vom vedea că sunt chemați să vegheze și să fie vigilenți, vigilenți peste poporul lui Dumnezeu și peste pericole care pot veni din afară și din înăuntru. Acesta este tema centrală, aș putea spune, a mesajului nostru în această seară, Străjeri peste Sion. În Neemia, capitolul 1, am studiat noi și am văzut chemarea lui Dumnezeu pentru un lider, pentru un slujitor consacrat. Într-un timp de criză, când zidurile erau dărâmate, porțile erau arse de foc, Dumnezeu îl cheamă în slujire pe Neemia. Un om al rugăciunii, un om al postului, un om care făcea apel la făcutul lui Dumnezeu, un om statornic în rugăciune, pentru că timp de 4 luni de zile el s-a rugat pentru ca inima împăratului Artaxerse să fie mișcată. Și după cum bine știți, cei care ați ascultat alături de noi fiecare din prezentările acestei serii, dacă există un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem în cadrul studierii acestei cărți, o calitate a liderilor, a slujitorilor lui Dumnezeu,
este apelul acesta lui Dumnezeu de a petrece mai mult timp în rugăciune. Neemia, mai mult ca, aș putea spune ca orice alt personaj prezentat în Sfânta Scriptură, sunt și alte de la care, alte personaje de la care putem învăța această lecție măreață a dependenței de Dumnezeu în rugăciune. Însă în cazul lui Neemia este foarte adevărat cât de puternic este subliniată viața lui Neemia în rugăciune, dependent de Dumnezeu. Neemia, capitolul 2, prezintă punerea în aplicare a planurilor lui Neemia. Neemia face planuri, Neemia le prezintă înaintea poporului, motivează poporul pentru a se angaja. Biblia ne spune că poporul a răspuns. Și am spus să ne unim, să ne suim, să ne apucăm să zidim. Și s-au întărit cu toții în această hotărâre bună. Neemia, capitolul 3, prezintă modul în care lucrarea lui Dumnezeu a fost organizată. Responsabilitățile pe care oamenii le-au luat în cadrul lucrării lui Dumnezeu. Care au fost etapele, care au fost lucrările în care au fost angajați oamenii. Și modul armonios în care această lucrare a fost făcută. Mici și mari, bogați și săraci, parfumari, argintari, negustori, nobili, oameni din toate categoriile, din diferitele zone ale națiunii, s-au unit împreună lucrând alături unul de altul. Fraza aceasta este repetată din nou și din nou în Neemia, capitolul 3. Alături de ei. Oamenii aceștia lucrau toți ca unul. Însă lucrarea aceasta nu a fost făcută fără opoziție. În Neemia, capitolul 4, sunt prezentate atacurile vrăjmașului din exterior. Dispreț, batjocură, descurajare, amenințări. Și lucrarea aceasta a fost făcută cu mult sacrificiu, în timp ce oamenii lucrau cu o mână, cu cealaltă mână, erau gata să se apere. Neemia, capitolul 5, prezintă de data aceasta un conflict care izbucnește din interior. Vorbim despre o situație care explodase în mijlocul copiilor lui Iuda. Bărbați, nevestele acestora, Biblia spune, femei, Neemia, capitolul 5, strigă-te mari, bogații, dregătorii erau implicați, copiii oamenilor erau implicați. Și în capitolul acesta ne este prezentată atitudinea acestui lider al lui Dumnezeu, Neemia, care deși a avut o indignare sfântă față de situația prezentă, Sfânta Scriptură ne spune, Neemia și-a luat timp să se hotărască în sine însuși, să se consulte cu sine însuși, să își dea un sfat, să reflecte asupra situației și să ia o hotărâre înțeleaptă. În acest capitol este prezentat sacrificiul de sine, sacrificiul lui Neemia, spiritul acesta de sacrificiu și povara lui Neemia de a ridica poverile care apăsau poporul. În acest capitol ne este prezentat marele adevăr că liderii lui Dumnezeu sunt chemați să dea, să se jertfească, să se sacrifice, nu să-și folosească pozițiile pe care le au pentru a câștiga și a profita de pe uma poporului Dumnezeu sau colegilor lor. Frații și surorile mele, urmează Neemia adoptă o altă politică de genul voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Și iată acum vrăjmașul înțelege că trebuie să-și concentreze atacurile asupra liderului, asupra lui Neemia. Și Neemia este întâmpinat cu o încercare de a-i face rău, am putea spune, chiar o încercare de asasinat. Neemia este invitat la un așa numit comitet să stea jos cu vrăjmașul. Însă Neemia era concentrat. Nu pot să mă cobor, spune Neemia. Am o mare lucrare de făcut și nu mă pot coborâ. Câtă vreme mă voi coborâ la voi, lucrarea va înceta în locul acesta. Nu pot. Urmează batjocura, urmează calomia, urmează
interpretarea greșită a cuvintelor și a faptelor lui Neemia. Urmează dreptul lui Neemia, încercarea vrăjmașului de a-l descredita pe Neemia înaintea fraților. Vino Neemia și ascunde-te în templu. Și făceau lucrul acesta pentru a-l determina. Prin presiune, prin frică, prin starea aceasta de înfricoșare care era adusă asupra lui Neemia, ca Neemia să calce cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Dar Neemia, acest lider consacrat al lui Dumnezeu, am văzut noi în ocazia de el, avea rădăcinile bine înficte în cuvântul lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând. Biblia ne spune, deși construcția zidului a fost terminată, în Neemia capitolul 6 ne este prezentată activitatea de spionaj a vrăjmașului în rândul fruntașilor lui Iuda. Aveam o cârtiță, am putea spune în limbajul de astăzi, niște spioni infiltrați în rândul fruntașilor. Erau niște scrisori transmise între ei și Tobia, slujitorul Amonit. Era o legătură de familie și oamenii aceștia nu făceau nimic altceva decât să bruieze și să împiedice planurile slujitorului consacrat al lui Dumnezeu, Neemia. Frații și surorile mele, este o realitate. Lucrarea aceasta a fost făcută în trecut și să nu credeți dumneavoastră că această lucrare nu este făcută de vrăjmași chiar și la momentul acesta. Sunt oameni care s-au infiltrat în rândul poporului Dumnezeu cu dorința de a bruia, de a distruge, de a produce confuzie în cadrul comitetelor, în discuții care au de-a face cu viața și cu spiritualitatea poporului, o agendă bine stabilită. Ce e de făcut într-o astfel de situație? Frații și surorile mele, Dumnezeu ne cheamă să fim un Neemia al acestor zile din urmă. Un om plin de curaj, care se roagă și lucrează. Se roagă și lucrează. Un om care nu este deranjat atât de mult de faptul că oamenii calcă în picioare reputația lui. Oameni care sunt interesați mai mult de slava lui Dumnezeu și de înaintarea cauzei lui Dumnezeu. În această seară am ajuns în capitolul 7. Și de data aceasta vom vedea pe Neemia, slujitorul lui Dumnezeu, acest bărbat al credinței, acest lider consacrat, care acum, odată ce lucrarea lui Dumnezeu, vorbim despre construcția zidurilor fizice, lucrarea aceasta este sfârșită, Neemia este angajat acum într-un proces. Neemia organizează cetatea și pe oameni pentru a proteja lucrarea aceasta care a fost făcută cu sacrificiul acesta. Străjeri peste Sion. Este mesajul nostru din această seară. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Neemia la capitolul 6. Neemia, capitolul 6, și vrem să citim împreună de aici, de la versetul, haideți să citim versetul 15 și versetul 16. Ascultați ce spune cuvântul aici. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru. S-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Ascultați, frații mei, iată în acest pasaj ne este prezentat acest miracol, această binecuvântare care se făcuse numai prin puterea lui Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu. Toți recunoșteau că această lucrare a fost făcută datorită intervenției lui Dumnezeu. O lucrare care stătuse în ruină, aproape o învățat noi, a fost terminată. Vorbim despre lucrarea de rezidire a zidurilor și de reconstruirea porților care erau arse în doar 52 de zile. Poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți că odată ce zidul a fost terminat, atacurile din partea vrăjmașului s-au oprit. Nu la întâmplare,
În capitolul 6 ne este prezentat în versetele următoare faptul că vrăjmașul plănuia să bruieze, să blocheze, să împiedice lucrarea lui Dumnezeu care trebuia făcută mai departe. Deci spune frate Orășanu, dar ce lucrare trebuia făcută mai departe în Ierusalim? Dați-mi voie să vă ajut. Dacă deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine, în Neemia la capitolul 5, vrem să citim de aici versetul 14 împreună. Hai să citim împreună. Neemia, capitolul 5, vrem să citim versetul 14. Din ziua când m-a pus împăratul, dregător peste ei în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la al 32-lea an al împăratului Artaxerse, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei n-am trăit din veniturile cuvenite drăgătorului. Versetul acesta este un verset deosebit de important de subliniat. Pentru că acest pasaj aduce în atenția noastră faptul că Neemia timp de 12 ani el s-a învoit și a lucrat ca drăgător pentru copiii lui Iuda trimis de către împăratul Artaxerse, care reprezentat al împărăției Medo-Persiei. Haideți să citim în Neemia, capitolul 13, și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 6. Neemia 13, de la versetul 6. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerse, împăratul Babilonului. Cu alte cuvinte, la sfârșitul celor 12 ani de slujire ca dregător în Iuda, Neemia a trebuit să se întoarcă așa după cum făgăduise împăratul Artaxerse. Biblia ne spune, în capitolul 13 vom studia, că s-a întâmplat ceva în lipsa lui Neemia în Iuda și a fost nevoie o a doua întoarcere a lui Neemia și vom vedea pentru a aduce redeșteptare și reformă din nou în mijlocul poporului Dumnezeu. Frații și surorile mele, întrebarea pe care trebuie să ne punem este aceasta. Dacă timp de 52 de zile au fost necesare pentru rezidirea, reconstrucția zidului, care a fost angajat Neemia în timpul celor 12 ani lucrând ca dregător în Iuda? Care a fost lucrarea în care a fost angajat Neemia în timpul acelor 12 ani? Ei bine, frații mei, în această seară este foarte important să înțelegem. Deși zidurile fizice au fost construite, Neemia a înțeles că o lucrare mult mai grea, mult mai profundă, trebuie făcută de data aceasta cu poporul. Pentru că oamenii erau și ei dărâmați, poporul era demoralizat, poporul trăia în ocară și acum Neemia, în timpul acestor 12 ani, Neemia era angajat acum într-o lucrare de zidire condus de Duhul lui Dumnezeu pentru a ridica pe poporul lui Dumnezeu din starea în care ei se găseau. Dați-mi voie să vă citesc. Mergem în Neemia la capitolul 1. Haideți să ne aducem aminte care a fost întrebarea rostită de Neemia. Care a fost întrebarea rostită de Neemia când el a dorit să audă vești cu privire la ce se întâmpla în Ierusalim? Mergem în Neemia la capitolul 1 și vrem să citim de aici, de la versetul 1. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hacalia, în luna Chișinău, 10-le ani pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. Și atenție acum, subliniați. L-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Observați, din prisosul inimii vorbește gura, spune Sfânta Scriptură. Acum, în urma întrebării,
rostite de către Neemia, putem înțelege povara și frământarea care era în inima lui. Și Biblia ne spune că Neemia nu a întrebat în primul rând despre starea în care se găseau pietrele, vorbind despre pietrele fizice, ci întrebarea lui Neemia a fost în mod special îndreptată cu privire la starea în care se găseau oamenii și zidurile Ierusalimului. Subliniați din nou, l-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns. Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt arse și porțile sunt arse de foc. Lucrarea de rezidire a zidurilor fizice a fost terminată în 52 de zile. Lucrarea de reconstruire a porților care erau arse a fost terminată în 52 de zile. Dar mai rămânea o lucrare care trebuia făcută. Și lucrarea aceasta nu era o lucrare de zile, nu era o lucrare de câteva luni. Pentru lucrarea aceasta a fost nevoie de ani, frații mei. O lucrare în care poporul trebuia zidit spiritual. Poporul acesta trebuia apropiat de Dumnezeu. Reînviorare și reformă trebuia să fie adusă în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în cartea Neemia, ați putea să Neemia, structura cărții Neemia, am putea să o împărțim în aceste două direcții. De la capitolul 1 până în capitolul 6, vedem lucrarea în care oamenii sunt angajați alături de Neemia pentru a construi zidurile fizice. Capitolul 1 până la capitolul 6. Din capitolul 7, Neemia, până în capitolul 13, îl vedem de data aceasta pe Dumnezeu. Repet, îl vedem de data aceasta pe Dumnezeu folosindu-se de slujitorul său, Neemia, și de lideri consacrați pentru a zidi, pentru a ridica pe oameni din starea aceasta coborâtă, dărâmată, spirituală, în care ei se găseau. Dumnezeu este angajat într-un proces de reconstruire a spiritualității și a vieții oamenilor care se găseau. Dați-mi voi să vă exemplific într-un anumit. Vedeți dumneavoastră, o clădire fizică. Vorbim despre o biserică care este construită, poate fi construită mai repede sau mai târziu, în funcție de finanțele pe care le avem la îndemână, în funcție de oamenii care s-au angajat în lucrul respectiv. Dar această lucrare poate fi terminată repede. Și avem astăzi clădiri mari. Din nefericire, multe dintre clădirile acestea zac goale. Eram de curând într-o comunitate în România și vorbeam cu niște frați, cu niște prieteni și la un moment dat îmi povesteau și mi-arătau cât de frumoasă, cât de mare este biserica aceasta, cât de elegantă este biserica aceasta și cu toate acestea, pe timpul nu se puteau bucura de condițiile acestea frumoase pe care le aveau. Membrii bisericii fiind foarte, foarte puțini, trebuiau să se întâlnească undeva într-un ungher acolo al bisericii, într-o cămăruță acolo, o bucătărie improvizată pentru a face economie. Frații și surorile mele, din nefericire am ajuns într-un timp când avem pereți de aur. Pereți de aur. Avem clădiri cu care ne lăudăm, monumente de arhitectură, dar cu toate acestea de lut. Oamenii nu sunt zidiți. Oamenii nu sunt construiți, aș putea spune, din punct de vedere spiritual. Și cu toate acestea, aceasta este lucrarea în care noi trebuie să ne angajăm și să depunem eforturile cele mai mari. Slavă Domnului că avem clădiri! Slavă Domnului că avem biserici! Slavă Domnului că avem școli! Slavă Domnului că avem spitale, că avem clinici, că avem sanatorii! Însă ce se întâmplă în interiorul acestora? Biblia ne îndeamnă că în lucrarea pe care noi o facem unul față de celălalt, noi trebuie să ne zidim sufletește unul pe celălalt, până când vom ajunge să reflectăm chipul Domnului Hristos. Haideți să citim câteva pasaje. Mergem în Efeseni la capitolul 4. Sunt atâtea lucruri pe care aș vrea să vi le spun în această seară și aș vrea să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să,
să mă țină concentrat și să-mi aduc aminte cuvântul pe care l-am studiat. Vedeți ce spune cuvântul? Cartea Efeseni, capitolul 4, și aș vrea să citim de aici, de la versetul haideți să citim de la mai spun. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, atenție, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce l-aud. Deci ori de câte ori noi vorbim, noi trebuie să vorbim în așa fel încât să ne zidim unul pe celălalt. Mergem în cartea 1 Corinteni, la capitolul 14. Priviți ce trebuie să se întâmple, tot ce se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 5. Vă las pe dumneavoastră să citiți tot acest capitol. Eu voi sublinia un lucru important. 14 cu versetul 5. Priviți, hai să citim chiar și versetul 4. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Subliniați, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește, mai mare decât cel care vorbește în alte limbi. Afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Frații și surorile mele, biserica trebuie să fie zidită sufletește. Orice se întâmplă în biserică, predică, cântare, poezie, școala de sabat, orice activitate în care noi suntem în biserică, în biserica aceasta zidită frumos, arhitectura aceasta, nu valorează nimic dacă în biserică nu suntem zidiți sufletește, până în acel moment cât în cele din urmă Dumnezeu își va putea pune sigilul Său pe frunțile noastre. Cartea Efeseni, capitolul 4. Care este ținta noastră în lucrarea lui Dumnezeu? Pastori, evangheliști, profesori, colportori, lideri la școala de sabat, care este povara noastră a tuturor? Sau mai bine zis, ar trebui să... Pentru că, din nefericire, avem și alte povara cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 4, și vrem să citim împreună de la versetul 10. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Iată cum trebuie să fim zidiți. Și lucrarea păstorului, evanghelistului, misionarului, profesorului de teologie, instructorului școala de sabat, lideri de tinere, toate aceste departamente trebuie să lucreze toate pentru a zidi sufletește poporul lui Dumnezeu. E bine, aceasta a fost lucrarea în care a fost angajat Neemia în timpul celor 12 ani. Zidurile erau terminate, frații mei, însă poporul era din punct de vedere spiritual. Era nevoie de redeșteptare și reformă care să fie adusă în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Neemia, capitolul 1, de la versetul 6, oamenii lucrează pentru a da viață pietrelor fizice. Neemia, capitolul 7, până la capitolul 13, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu zidește poporul și oamenii pentru a aduce redeșteptare și după întoarcerea lui Neemia a doua oară, când a primit învoire din partea împăratului, în capitolul 13, Neemia vine cu reformă din partea lui Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu. Frații și surorile mele, cât de importante sunt aceste capitole pe care noi le vom studia. Unii dintre noastre vă gândiți, frate Orășan, ne-am luat și noi timp, în ultima vreme, să citim capitolele acestea din Neemia, din care predicați și pe care le studiați, și în mod special în capitolul 7 din Neemia,
frate Andrei, avem o înșiruire de neamuri acolo și nume pe care de-abia le putem pronunța. O serie de detalii și de elemente care sunt subliniate, care pentru ce își au rostul aceste lucruri? De ce ele sunt importante în Cuvântul lui Dumnezeu? Frații mei, așa după cum v-am spus, Neemia a conștientizat un lucru. Că un oraș nu este compus numai din ziduri, case, porți. Neemia a înțeles că orașul acesta înseamnă aceste lucruri, dar în mod deosebit oameni. Iar dacă oamenii nu aveau să fie organizați, poporul ei nu se puteau bucura de condițiile în care se găseau acum. Cu alte cuvinte, dorința lui Neemia era ca poporul să se bucure și să viețuiască în condiții normale, în această condiție de siguranță, în urma construirii zidului în care se găseau. Cu alte cuvinte, Neemia a vrut să se asigure și să protejeze, dați-mi voie să vă spun, Neemia a vrut să protejeze prin pași, prin strategia pe care a făcut-o mai departe, pentru ca lucrarea aceasta care a fost făcută cu sacrificiu, cu multă trudă, cu sudoare, să fie protejată, să fie la adăpost. Neemia, capitolul 7, strășește despre vigilența aceasta care trebuie să fie manifestată în rândul copilului Dumnezeu. Dacă doriți dumneavoastră, vă îndemn să studiați Neemia capitolul 7 și să vă uitați la acest capitol, la modul în care a trebuit să fie organizată biserica lui Dumnezeu, școala în care tu lucrezi, departamentul în care tu activezi în cadrul bisericii, în așa fel încât lucrarea lui Dumnezeu să fie menținută și să nu fie distrusă din nou de atacurile celor. Haideți să citim împreună Neemia capitolul 7. Neemia capitolul 7. Priviți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici. Vrem să citim de la versetul 1 la versetul 3. Acestea sunt versetele pe care le vom parcurge împreună în această seară. După ce s-a zidit zidul, am pus ușile porților, atenție, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. Am poruncit fratelui meu Hanani căpetenia cetățuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu și le-am zis să nu se deschidă porțile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuieturile în fața voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă fiecare la locul lui înaintea casei. Primul lucru pe care vrea să-l subliniem din cadrul acestui capitol pe care începem să-l studiem în această seară este o altă calitate deosebită a unui lider. Și anume, un lider înțelege că el nu poate face lucrarea de unul singur. Primul lucru pe care îl găsim pe Neemia făcând în acest capitol 7 și vom aprofunda ce am citit, Neemia începe și împarte responsabilitățile cu cei din popor. Neemia începe și investește în a ridica noi lideri care să poarte responsabilități pe umerii lor, lideri care să aibă în vedere binele poporului, spiritualitatea poporului, siguranța poporului, străjeri pe zidurile Sionului. Frații mei, trăim într-un timp în istoria acestui pământ. Și că ceea ce vă spun dumneavoastră îmi spun în primul rând mie. Sunt aproximativ 14 ani. Ieri prin Harul lui Dumnezeu am împlinit 13 ani de căsătorie alături de frumoasa mea soție, familia minunată pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Dar sunt 14 ani de cât prin Harul lui Dumnezeu sunt angajat în lucrarea aceasta misionară medicală prin Harul lui Dumnezeu. Dați-mi voie.
Am înțeles un lucru, am stat și m-am gândit care este metoda pe care noi ar trebui să o folosim în aceste zile din urmă. În așa fel încât să putem grăbi momentul revenirii Domnului Iisus Hristos și să putem termina lucrarea care Dumnezeu ne-a încredințat-o fiecăruia dintre noi. Și întrebarea aceasta a primit răspuns privind în viața Domnului Iisus Hristos. M-am gândit, când Domnul Hristos a fost pe pământul acesta, ce a făcut Domnul Hristos în încercarea Lui de a transmite mai departe experiența practică reprezentată în viața Lui de zi cu zi și cuvântul, învățăturile sănătoasele Domnului Hristos? Cum în pământ? Și am văzut că Domnul Hristos a înființat o școală misională. A avut 12 ucenici. Ucenici care, unii dintre ei, învățaseră în școala misională a lui Ioan Botezător. Erau ucenicii lui Ioan Botezător. Și frații mei, mi-am dat seama că este imposibil să mergi în lumea aceasta în toate lucrurile în care este nevoie de ajutor în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să răspund la toate chemările, la toate invitațiile în care sunt chemat în lucrarea lui Dumnezeu, aceasta ar însemna că n-ar trebui să petrec decât foarte puțin timp într-un singur loc în lucrarea aceasta de evanghelist pe care Dumnezeu a pus-o pe inima mea. Și am înțeles atunci că este nevoie să facem ucenici, să ridicăm tineri, oameni care să aibă o povară pentru cauza lui Dumnezeu. Pentru că altfel, lucrarea lui Dumnezeu se poate prăbuși. Multe dintre instituțiile adventiste de ziua șaptea, multe dintre lucrările acestea, gen ministriuri, care sunt la nivelul lumii, poate chiar și la nivelul țării noastre, frații mei, se învârt în jurul unui om. Și dacă s-ar întâmpla ceva cu omul acela, omul acela ar fi împușcat, asasinat sau ar cădea spiritual. Cu durere în suflet vreau să vă spun că am văzut cu ochii mei de-a lungul anilor cum instituții s-au prăbușit. Pentru că omul acela care era în frunte s-a prăbușit. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să facem ucenici. Motivul pentru care adevărul lui Dumnezeu a ajuns în zilele apostolilor la marginile pământului. Apostolul Pavel spune în Coloseni 1:23, spune că Evanghelia fusese predicată oricărei făptut de sub cer. În lumea cunoscută la data aceea, Evanghelia va ajunge până la margine pământului. În aceste zile este datorită influenței pe care noi trebuie să o manifestăm față de cei din jur și să îngăduim, să împingem în față oameni care să se ridice. Frații mei, cu câtă bucurie privesc în momentul acesta când văd oameni. Mi-aduc aminte când Dumnezeu m-a condus în jurul unor oameni ca fratele Marius Kerpec, om care a participat la ocazii de evangelizare susținute de mine și de către alți lucrători. Un om cu povară pentru lucrare, pentru salvarea de suflete. Astăzi s-a ridică de pe scaun și rostește cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Fratele Sergiu Zbânea, fratele Valeriu Zbânea, prezbiteri în biserică, în biserica din frații mei, și exemplele pot continua. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi ridică și slavă Domnului că Dumnezeu îi ridică. Tineri în Italia, în Spania, în alte părți ale pământului. Oameni care se ridică în Macedonia, în Bulgaria, în Republica Moldova. Oameni care se ridică pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia în Faptele Apostolilor la capitolul 6. Primul lucru pe care l-a făcut Neemia în dorința lui de a proteja lucrarea care fusese deja făcută, în vigilența lui de a vechea asupra turmei lui Dumnezeu, a fost aceea de a pune în poziție lideri consacrați, lideri cu care a poverile pentru lucrarea lui Dumnezeu. Priviți ce spune Faptele Apostolilor, capitolul 6. Faptele Apostolilor, capitolul 6, și vrem să citim împreună de la versetul 1. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, subliniați ucenicilor, evreii care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la
la împărțirea jucoarelor de toate zilele? Cei 12 au ales mulțimea ucenicilor. Dumneavoastră observați că ucenicii au făcut ucenici. Ucenicii, cei 12, aveau în jurul lor o mulțime de ucenici. Frații mei, Domnul Hristos a fost cel care a spus: duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici în toate neamurile. Duceți și predați mai ceea ce voi cunoașteți. Unii dintre noi, frații mei, în egoismul nostru, poate vom plăti cu viața, ne vom trece la odihnă și cu noi va muri experiența pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu și adevărurile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit. Trebuie să le transmitem mai departe. Trebuie să le dăm copiilor noștri, tineretului, fraților care au povară pentru lucrarea Dumnezeu. Și împreună să ne unim pentru a face lucrarea Domnului. Frații mei, aș vrea să vă citesc acum din nou Neemia la capitolul 7, însă de data aceasta voi folosi traducerea Fidelă. Voi folosi această traducere care este o traducere mai aproape de original și aș vrea să subliniez niște cuvinte importante. Priviți ce spune cuvântul aici. Neemia capitolul 7 și citim de la versetul 1. Și s-a întâmplat, după ce zidul a fost construit și eu am așezat ușile și portarii și cântăreții și leviții au fost rânduiți. Atenție! Rânduiți! În Cornilescu spune, au fost puși, rânduiți. Că am dat fratelui meu Hanani și lui Hanania, conducătorul palatului, sarcina asupra Ierusalimului, pentru că era un om credincios și se temea de Dumnezeu mai mult decât alții. Și le-am spus să nu fie porțile Ierusalimului deschise până soarele nu va fi arzător. Și în timp ce ei stau acolo, să închidă ușile și să le zăvorească, atenție, și să dintre locuitorii Ierusalimului, fiecare la garda lui și fiecare să fie în dreptul casei lui. A vrea să subliniați în acest capitol, apare de două ori fraza să rânduiască să pun. Atenție, pasajul nu spune să voteze. Mă repet. Pentru că este important. Pasajul acesta spune să fie puși, să fie rânduiți. Cine să fie rânduiți? Ușieri, cântăreți, leviți, paznici, străjeri care să facă de gardă acolo pe ziduri și în mod special în dreptul caselor. Unii dintre noi mi-a spus, frate Andrei, vrei, stai puțin, frate Roșan. Vrei să spui că Dumnezeu are ceva împotriva votului? Iubiții mei prieteni, Biserica lui Dumnezeu nu e democrație. În Biserica lui Dumnezeu, noi nu punem urne unde venim și ne punem votul și ne dăm semnătura și ne punem ștampila și la sfârșit cine are mai mulți membri în gașca lui, pentru că așa s-au ajuns în dreptul multor acestor ocazii de alegeri, aceia sunt liderii care sunt puși în lucrarea lui Dumnezeu. Nu prietenii mei. Dumnezeu nu procedează în felul acesta. Ci Biblia ne spune că cei care sunt chemați să fie lideri, străjeri pe zidurile Sionului, sunt oameni care sunt rânduiți. De cine sunt rânduiți? De oameni consacrați. De lideri consacrați. Observați, Neemia, el a pus în slujbă pe Hanani, Biblia spune, pe Hanania, niște consacrați temători de Dumnezeu și le-a încredințat acestor oameni responsabilitatea ca prin viziunea, prin darul spiritual pe care Dumnezeu le-a dat să pună în slujbă ușieri, cântăreți, leviți, paznici, străjeri care să păzească zidurile Sionului. Frații și surorile mele, câte ocazii de manipulare în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Câte ocazii în care nu ne-au ieșit cărțile în adunările de comitet, în ocaziile de alegeri și întindem întâlniri până la miezul nopții și căutăm să-i scoatem pe oameni afară și sunăm pe oameni cu săptămâni înainte să-și dea votul cu partidul X sau cu partidul Y. Și la sfârșitul acestui s-a procedat după voia lui Dumnezeu.
ieșim în fața copilului Dumnezeu și îi spunem, după mult post și rugăciune, în cele din urmă Dumnezeu n-a ales pe nimeni, fraților. Dumnezeu n-a făcut nimic altceva decât să permită Dumnezeu să îngăduie oameni să fie puși în funcții de conducere. Și nu este de mirare că experimentăm și noi ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Saul. Frate Orășanu, vrei să spui că Dumnezeu are ceva împotriva organizării? Nu. Vrei să spui că lucrurile n-ar trebui să fie așa, să avem președinte, secretar? Nu, frații mei. Ceea ce vreau să spun este că nu majoritatea voturilor, mulțimii din jurul tău, gașca care strigă acum, sunt motivele pentru care noi ar trebui să împingem în față așa numiți lideri. Oamenii aceștia au fost rânduiți. Și vom discuta motivele pentru care ei au fost rânduiți în slujba lui Dumnezeu. Frații și surorile mele, trăim într-un timp solemn în istoria acestui pământ. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca noi să fim noi să fim credincioși apelului pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Noi suntem chemați să alegem pe oameni după criteriile prezentate în cuvântul lui Dumnezeu. Nu după mulțimea de oameni care s-ar putea să vină să strige înaintea conferinței sau înaintea uniunii. Noi vrem cu fratele. Nu, frații. Nu. Noi trebuie să rămânem credincioși cuvântul lui Dumnezeu. Dar din nefericire, realitatea este că în mijlocul bisericilor locale și în mijlocul bisericii la nivele mai înalte, situația adesea nu este aceasta citită în cuvântul Dumnezeu. Și nu e de mirare că nu avem străjeri pe zidurile Sionului. Nu avem oameni care să protejeze moștenirea pe care poporul lui Dumnezeu să fie în siguranță, protejați de atacurile care vin din afară și de atacurile care vin din nou. Haideți să analizăm împreună și să vedem care sunt primii oameni pe care i-a ales Neemia în punctele acestea cheie, în funcțiile acestea de conducere. Un lider care pune în acțiune și în lucrare alți lideri. Priviți ce spune Biblia. Cartea Neemia, capitolul 7, și vrem să citim împreună de la versetul 1. Și s-a întâmplat, după ce zidul a fost construit, și am așezat ușile, atenție, și portarii, cântăreții și leviții au fost rânduiți. Cornilescu spune ușie, portarii au fost rânduiți. În al doilea rând, în versetul 3 ne spune că au fost rânduiți oameni din popor care făceau de gardă. Erau străjeri care păzeau zidul și făceau de gardă în dreptul casei lor. Din nou înțelepciunea acestui lider care ne arată modul în care era organizată lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă tu nu ai interes să-ți păzești casa, atunci nu mai ai niciun interes pentru un străin. Frații și surorile mele, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Zidul era construit, așa este? În 52 de zile porțile erau deja puse. De ce era nevoie de străjeri pe ziduri și de oameni care să aibă în atenția lor porțile, portari ușie? De ce? E bine, frații mei, este simplu. Poți să ai ziduri, poți să ai ziduri înalte, poate să fie totul fortificat. Dar dacă intră cine vrea, cum vrea, când vrea, cu ce vrea, ești într-o mare primejdie. Am citit un lucru deosebit de interesant cu privire la Marele Zid Chinezesc. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați auzit de această minune arhitecturii. Una dintre cele 7 minune ale lumii este considerată. Zidul acesta care are o întindere foarte mare, zidul acesta a fost penetrat nu cu tunuri, nu atât de mult în urma asaltării și lorii cu asediu, ci de 4 ori ni se spune în istorie, cel puțin. Portarii au fost mituiți și armate străine, dușmane, au intrat și care să răstoarne chiar împărați dinastii în China. Un zid puternic. Un zid înalt.
Un monument. Și cu toate acestea n-am folosit la nimic. Frații și surorile mele, în primul rând, Neemia a pus oameni în poziții cheie, oameni care să vegheze, oameni care să fie vigilenți cu privire la atacurile care puteau veni din exterior. Și Neemia a pus oameni la poartă, oameni păzitori, spune cuvântul Dumnezeu, portari ușieri, care trebuiau să se uite și să analizeze foarte bine cine iese. Erau oameni care stăteau pe ziduri, oameni care anunțau un caz de pericol, oameni care patrulau toată ziua pe ziduri și slujeau în dreptul caselor. Aceștia protejau de atacul care venea din exterior. Frații și surorile mele, aici vedem modul de organizare a lui Neemia, lucrarea care el a făcut-o în timpul celor 12 ani, de a proteja ceea ce fusese zidit cu atâta trudă, de a proteja interesele oamenilor. Și Neemia s-a asigurat să pună oameni în poziții cheie, străjeri pe zidurile Sionului. La fel și asta. La fel și astăzi, în ocaziile noastre de alegeri, noi trebuie să ne gândim să punem în poziții cheie, în Biserica lui Dumnezeu, străjeri pe zidurile Sionului, oameni care să fie vigilenți, oameni care să fie atenți, care pot veni din exterior, din partea vrăjmașului. Dar Neemia nu s-a oprit aici. Ci Sfânta Scriptură ne spune că au fost rânduiți, au fost puși oameni responsabili, cântăreți și leviți au fost rânduiți. Cântăreți și leviți. Vedeți, Neemia nu era îngrijorat, frații mei, numai de atacurile care puteau veni din afară. Ci Neemia s-a asigurat că poporul era protejat din punct de vedere spiritual, dinăuntru. Când vorbim despre cântăreți și leviți, vorbim despre oameni care conduceau în închinare pe copiii lui Dumnezeu. E, frații? Nu avem oameni în poziții cheie. Că noi nu suntem atenți la cine cântă, ce fel de muzică se cântă, ce fel de slujitori, ce fel de evanghelie, ce fel de mesaje se rostesc de la banii bisericii. Să nu ne fie de mirare. Că în curând vrăjmașul din exterior va ajunge să recruteze personal dinăuntru. Asemenea unui cal troian instalat acolo în mijlocul cetății, folosindu-se de astfel de oameni, de astfel de slujitori neconsacrați, lucrarea lui Dumnezeu poate avea foarte mult de suferit. Îmi spune frate Andrei, să înțelegem noi din acest pasaj că muzica este o parte foarte importantă în închinare. Muzica poate afecta spiritualitatea copilului lui Dumnezeu. Muzica poate să zidească sufletește o cetate. A fost atât de importantă lucrarea aceasta? Să vă dau câteva. Dacă vă aduceți aminte dumneavoastră, pentru cei care vă luați notițe, am atâtea lucruri pe care vreau să vi le spun și cred că lucrurile acestea dumneavoastră ar trebui să le știți din Biblie dacă sunteți studenți ai Bibliei. Cred lucrul acesta. Ascultați-mă. Vă aduceți aminte în Ezechiel la capitolul 28. Biblia ne spune că în lucrarea lui Lucifer au fost puse pe seama lui instrumentele cerești. Lucifer cunoaște foarte bine muzica. Mai mult decât atât, în Iov la capitolul 38, ne este prezentat că stelele dimineții, Apocalipsa 1 cu 18, stelele reprezintă îngerii, izbucneau în cântări de bucurie. Deci îngerii sunt angajați în a lăuda pe Dumnezeu chiar și prin muzică. Aduceți-vă aminte dumneavoastră că în urma conflictului din Apocalipsa 12, de la versetul, cred că este la versetul 7, la versetul 9, Biblia spune că cea de-a treia parte din stelele cerului au fost aruncate la pământ. Dați-mi voie să vă pun o întrebare dumneavoastră și să vă gândiți serios. Știți dumneavoastră cum sunt numite aceste personalități în lumea muzicii la nivel mondial? Stele.
Fie că vorbim despre stele de cinema, fie că vorbim despre stele de muzică. Și nu la întâmplare, frații mei, în declarații oficiale în presă, sau mai puțin oficiale, multe dintre aceste stele ale muzicii, că succesul lor s-a datorează unei stele căzătoare care a fost aruncată din cer, se datorează îngerilor, demonilor, care nu fac nimic altceva decât să încurajeze, să le ofere versuri. Michael Jackson intra într-o cameră plină cu oglinzi și petrecea acolo întreaga zi ascultând versuri și ritmuri pe care demonii veneau și le dădeau. Și iată în felul acesta albumele lui populare, ultimul lui album, până aici. Și cu adevărat, viața lui a fost până acolo. S-a terminat. Frații și surorile mele, muzica este o parte importantă în închinarea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, când Moise era pe munte, în Exod la capitolul 32, când s-a coborât de pe munte și s-a apropiat de tabără, Sfânta Scriptură ne spune că Iosua, care era lângă el, când a auzit ce se întâmpla în tabără, a spus, se aude strigă de război. Și Moise a zis, ceea ce aud eu nu este nici strigă de război, nici de piuiți. Ci este glasul unor oameni care cântă. Ce se întâmpla? Balamucul acela de zgomot în mijlocul poporului Dumnezeu a fost identificat cu strigătele de război. Și Biblia ne spune că poporul era fără frâu. Aduceți-vă aminte. În Sfânta Scriptură, în cartea Daniel, la capitolul 3, mergeți acasă, în Daniel capitolul 3, și apropo, în curând vom începe o serie profundă pe în Daniel capitolul 3 ne este prezentat, cred că de 5 ori este amintit în cartea Daniel, când toate instrumentele acelea sunau, era semnalul că este timpul să te închini. Cu alte cuvinte, muzica te pregătește pentru închinarea adevărată sau închinarea falsă. Există o muzică care îndepărtează prezența demonică. Vezi cazul lui Saul. Când cânta David la arfă, nu la tobă, nu la pianul electric în toate felurile, nu la orga de sunete, nu prietenii mei. Cânta la arfă, cânta lin, blând, sublim, spune spiritul acela rău, demonul care pusese stăpânire pe Saul pleca. Este viceversa. Dacă există o muzică care alungă prezența demonică, oare să nu fie adevărat că există o muzică care cheamă prezența demonică în mijlocul nostru? Frații și surorile mele, suntem la marginea Iordanului. Suntem în câmpia Baal pe or numărul 25. Cosbi se unește cu Zimri. Studiați dumneavoastră. Cosbi și Zimri. Înșelare care vine prin muzică. Așa se traduc aceste nume. Și în pragul revenirii Domnului Iisus Hristos, diavolul se va folosi în mod special de muzică. Așa numită muzică creștină. În dorința de a distruge spiritualitatea copilului Dumnezeu. Și fraților, să nu vă fie de mirare. Că vom vedea revoluție în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu. Revolte. Oameni care vor instiga nu la adevărul lui Dumnezeu. Vor ridica poporul împotriva principiului adevărului, având susținători din partea celor care cântă muzica lumii, nu muzica lui Dumnezeu. Confucius, unul dintre filozofii chinezi, apropo, Confucius a fost contemporan cu mine. Au trăit în aceeași perioadă, însă Confucius nu este amintit în Biblie, Neemia este amintit. Confucius scria asta. El spunea așa: dacă dorești să știi care sunt normele de moralitate ale unei națiuni, dacă dorești să înțelegi care sunt prioritățile în viața unor oameni, care este stilul lor de viață, de ce lucruri sunt atrași și ce îndrăgesc ei mai mult, ia aminte la calitatea muzicii care este cântată în acea cetate sau în acea națiune. Platon este
Aristotel spune, omul care ascultă o muzică rea, o muzică care întărește și stârnește anumite patimi în el, îl va conduce în cele din urmă să exemplifice acele patimi în viața lui. Muzica bună conduce la un caracter bun. Muzica rea conduce la un caracter greșit. De aceea la fitness nu s-a auzit niciodată Vivaldi în sala de fitness. Nu, acolo trebuie să, bum, să-ți bubuie capul. Nu, frații mei. Dar acest spirit lumesc a pătruns și în mijlocul copilului Dumnezeu în privința muzicii. Frații mei, biserica lui Dumnezeu este sfâșiată din punctul acesta de vedere al muzicii. Avem o mulțime de păgâini, păgâniți, avem țopăiala aceasta a prorocilor lui Baal, care țopăiau în jurul altarului. Exact cum prezintă Amos în capitolul 6 cu 5. Aiurează în momentele lor. Zgomot, nu muzică. O prostie, nu pot numi altfel. Intoxicație muzicală. Și cu toate acestea, acestea sunt lucrurile care intră pe ușa din față, în mijlocul poporului Dumnezeu. Potop de păgânism. Potop de spirit lumesc în muzică. Ritmuri. Ritmuri. Sunete care n-au nimic de a face cu cuvântul Dumnezeu. Și punem o linguriță de ceai. O linguriță de ceai cu cuvinte spirituale. Atenție, nu spun din Sfânta Scriptură. Și numim aceste cântări ca fiind numite cântări creștine. Frații și surorile mele, nu este de mirare că cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează cu privire la importanța cântăreții. Ducă în închinare pe copilul lui Dumnezeu. Trebuie să fie rânduiți. Nu oricine poate să cânte, frații mei. Nu oricine. Pentru că el are voce de sopran și a făcut cantul atâția ani. Nu! Sau pentru că știe să cânte la un instrument. Dumnezeu are nevoie de oameni consacrați. Oameni care cântă, cum spune în Corinteni, și cu Duhul și cu mintea. Este cântarea experiențelor. În zor mă voi scula să caut pe frații cu Biblia în mâna mea, iar eu în mâna ta, iar Biblia n-a mai stat în mâinile tale de ani de zile. Unde este Biblia? E între picioare acoperând goliciunea și scurtimea fustei scurte. Și frații mei, aceștia sunt oamenii pe care noi aplaudăm. Acestea sunt concertele la care noi participăm. Muzică nu face nimic altceva decât să arate starea în care ne găsim noi ca popor al lui Dumnezeu. Frații și surorile mele, trebuie să ne rugăm pentru cei care cântă, pentru cei care cântă muzică sacră și este o specie pe calele dispariției. Să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm ca în cântările noastre să fie pus mesaj biblic, nu o frază care se repetă din nou și din nou. Iisus, nici nu știi cine este Domnul Iisus. Este Dumnezeu, este Mântuitorul, este un prieten, este amantul, este un trup. Este prietenul în care mă joc după bocuri. Cine este Domnul Iisus portretizat în aceste cântări? Ascultați-le dumneavoastră. Și nu în ultimul rând. Dumnezeu ne spune, experiența celor care cântă, s-ar putea să ai voce, spunea. Spune Spiritul Profetic. Vreau să vă citesc din Biblie. Spune Spiritul Profetic că cea mai mare batjocură la adresa lui Dumnezeu este un cor. Este o formație care cântă ceea ce nu trăiești. Uitați-vă dumneavoastră la așa numiți muzicieni astăzi din cadrul bisericii, adventiste de ziua șaptea și unde oamenii cântă 50-60 de minute, predică 5 de minute și aia în afara Bibliei. Nici nu vreau să intru pe termenul acesta. Frații mei, dar uite ce se întâmplă în rândul nostru. Uitați-vă la ei. Uitați-vă câți dintre ei au Sfânta Scriptură în mână. Uitați-vă la modul în care folosesc instrumentele. Ce să vă mai spun de îmbrăcămintea lor? Ce să vă mai spun de modul în care au aranjat părul? Este o dezonoare la adresa lui Dumnezeu. Și noi ne închipuim, ascultați-mă frații mei, noi ne închipuim că dacă vom spune ceva împotriva acestor oameni, se vor uni oamenii în grupe, 5.000, 10.000, înscriși într-un grup sau în altul și oamenii aceștia vor veni și vor până când se va face ce vor ei. Unde sunt oamenii ca Moise, frații mei? Să spună lui Core, Datan și Abiram să iasă în față cu cădelnițele lor
ci Dumnezeu să facă curățenie în poporul Său. Unde sunt acei slujitori al lui Dumnezeu care arată că, cu Scriptura, că noi nu suntem baptiști de ziua șaptea. Noi nu suntem penticostali de ziua șaptea. Noi suntem adventiști de ziua șaptea, frații mei. Nu la întâmplare Neemia a ales acești conducători muzicali, pentru că muzica lăsată să fie cântată cum vrem și de cine vrem poate ajunge în așa fel încât starea dinăuntru, neconsacrarea oamenilor dinăuntru, să fie recrutată de vrăjmașul din afară. Oamenii să unească, spune, e timpul să dăm jos această mișcă și de mulți. Noi credem în tipurile acestea. Frații și surorile mele, să ne ferească Dumnezeu să ajungem într-o asemenea situație și nu suntem departe. Dar Dumnezeu ne cheamă ca să rămânem credincioși cuvântului. Amos capitolul 5. Amos capitolul 5. Vrei ce spune cuvântul mai? Amos capitolul 5. Străjeri pe zidurile Sionului. Străjeri pe zidurile Sionului. Avem nevoie de lideri consacrați care să vegheze asupra spiritualității copilului lui Dumnezeu. Lideri care să vegheze asupra atacurilor din afară, dar și atacurilor care pot veni din nou. Eu ce spune bine. Amos capitolul 5. Amos capitolul 5. Eu ce spune bine. Frații mei, inima mea arde în momentul acesta ca Neemia. Arde inima în mine. Vă spun, prin ce spune cuvântul. Amos capitolul 5. De la versetul 21. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre, adunările de sărbătoare, când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu mai vreau festival. Nu mai vreau, nu, lăsați-mă cu festivalul nucilor, cireșelor, căpșunelor, narciselor, cartofilor, mării și tuturor festivalurilor. Lăsați-le! Frate Andrei, dar ai ceva împotriva lor? Nu, frații mei. Nu eu. Nu eu. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează cu privire la un pericol. Priviți ce spune aici. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul alăutelor tale, ci dreptatea gătoarea care un pârâu care nu seacă niciodată. Dumnezeu spune, nu vreau să te mai aud cântând. Nu vreau să mai aud instrumentele. Pentru că tu cânti ceea ce nu trăiești. Nu vreau să ne mai aud. Oprește-te. Te rog, oprește-te. Este o batjocură la adresa mea. Frații și surorile mele, mă întreb dintre tinerii aceștia care se adună cu sutele în ocazii de congrese naționale, sau cum vreți să le numiți noastră, întâlnire, amicul, sau cum vreți, când se adună pentru muzică, pentru bâlci, anunțați o ocazie de rugăciune și de post și de studiere a Cuvântului Dumnezeu sistematic, cu Biblia în mână și să vedeți atunci entuziasm. Dar cum să fie entuziasm dacă nu e așa, i-am hrănit până acum? Nu e de mirare, frații mei, că se ridică o nouă generație de tine care habar nu are de mesajul ăla. Habar nu are. Nu face nimic altceva decât să dea ceea ce a primit. Neemia s-a îngrijit ca lucrarea care fusese făcută cu atât de multă trudă să fie protejată. Vigilent! Străjeri pe zidurile Sionului. Mai mult decât atât, Biblia ne prezintă cartea Neemia la capitolul 7. Neemia capitolul 7. Vrei ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Neemia capitolul 7. Ascultați ce spune cuvântul. Neemia. Neemia, capitolul 7, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Haideți să citim din nou de la versetul 1. Vrem să ne apropiem de încheierea acestui mesaj în această seară. Neemia, capitolul 7, citim de la versetul 1. Și după ce s-a zidit zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. Și am poruncit, atenție, vă citesc acum din traducerea fidelă, că am dat fratelui meu Hanani și lui Hanani palatului sarcina asupra Ierusalimului. Pentru că era un om credincios și se temea de Dumnezeu mai mult decât de alții. Sunt amintite aici două nume,
Două, am putea spune, mâini drepte folosite de Neemia în a administra, în a proteja lucrarea lui Dumnezeu, străjeri pe zidurile Sionului. Este amintit Hanani și este amintit Hananilea, conducătorul palatului. Vedeți dumneavoastră, Neemia era dregătorul provinciei acestea lui Iuda. Neemia reprezenta pe împăratul Artaxerxes, împăratul Medo-Persiei la data aceea, în teritoriu. Dar ca primar, am putea spune, dacă vreți să folosiți termenul acesta, Dumnezeu, prin Neemia, a ales pe Hanani, este numit fratele meu Hanani, era pus în funcția aceasta. Iar Hanania era conducătorul palatului. Am putea spune, era un fel de șef de stat major. Era un fel de responsabil pe securitatea națională, pe securitatea internă, serviciile secrete, comunicațiile. Erau în mâna acestor oameni. Dar vreau să vedeți dumneavoastră, frații mei, un lucru deosebit de important. Neemia amintește acești oameni și subliniază motivul pentru care el i-a ales. Unii dintre dumneavoastră vă gândiți că Neemia promova nepotism. Dacă este subliniat acolo în versetul 2, am dat fratelui meu Hanani. Și vă gândiți că Neemia, odată ce era pus în funcția aceasta de conducere, a ajuns să procedeze și el cum protejenii astăzi. Odată a ajuns și în funcția de conducere, în jurul lor este și fratele, și mătușa, și sora, și soțul sorei, și nepotul, și verișorul, și toată lumea. Și această situație a migrat, frații mei, și în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Verificați dumneavoastră dacă nu mă credeți. Să vedeți dumneavoastră nepotismul care a ajuns să fie promovat chiar și în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Dar nu Neemia. Neemia, când a chemat pe oamenii aceștia în funcție, Biblia specifică și spune, oamenii aceștia excelau din punct de vedere spiritual. Nu erau oameni de rând. Ascultați ce spune cuvântul. Că am dat fratelui meu Hanani și lui Hanania, conducătorul palatului, sarcina asupra Ierusalimului. Pentru că era un om credincios și se temea de Dumnezeu mai mult decât alții. Cu alte cuvinte, întrecea pe alții în spiritualitate și în credincioșie. Acestea erau caracteristicile după care au fost numiți acești lideri care să protejeze lucrarea lui Dumnezeu. Nu nepotismul, frații. Nu majoritatea. Nu voturile. Nu să iasă X, să iasă partidul cu tare. Dacă mă numesc pe mine, vă promit eu, vă pun geamul la biserică, vă pun un alarmă la adunare, vă cumpăr centrală. Nu, frații mei, cu astfel de acțiuni, nu e de mirare că Dumnezeu este în starea în care se găsește. Nu! Ci Biblia ne spune că acești erau credincioși. Ei erau credincioși în îndatoririle pe care ei le aveau. Și erau niște oameni cu frică de Dumnezeu. În tot Noul Testament. Diaconii. Fapte capitolul 6. Oameni plini de înțelepciune, plini de Duhul Sfânt, temători de Dumnezeu. Presbiterii. 1 Timotei. Capitolul 3. Tit, capitolul 1, temător de Dumnezeu, credincios, gata să învețe pe alții, gata să mustre, o familie exemplu. Acestea sunt calificativele, nu cercurile de la mașină. Unii dintre noastre zâmbiți în colțul gurii în momentul acesta în care auziți. Dar, frații mei, de câte ori am fost pus în situația în care cu ochii mei și nu mai spun ce am auzit, dar mă opresc la ce am văzut cu ochii mei. Când oameni spirituali, oameni credincioși, oameni consacrați, oameni care puteau sta cu cuvântul lui Dumnezeu să protejeze biserica datorită conflictelor dinăuntru și din afară, n-au fost puși în funcții de conducere pentru că veneau bicicletă la adunare. Cum să ne reprezinte pe noi într-o comunitate, într-un oraș din ăsta mare, să ne reprezinte pe noi un prezbiter cu, auzi tu, cu Dacia 1310. În timp ce în parcare avem Q7, Q5, X3, X7, ce alte litere mai sunt cu cifre.
Frații mei, nu este o glumă, iubiții mei, frați. Neemia a ales oameni consacrați. Oamenii pentru cauza lui Dumnezeu. Biblia ne spune Hanania, conducătorul palatului. Vă aduc aminte că Neemia la capitolul 2. Neemia capitolul 2, versetul 8 spune Sfânta Scriptură. Spune, Neemia a cerut de la împărat o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porțile cetățuii de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Neemia a cerut lemne pentru palat, pentru casa în care va sta. Neemia a spus, este nevoie să fortific, elemente cheie și instituții cheie și locuri cheie din această națiune. Casa în care voi sta eu, palatul, templul, acestea trebuie să fie protejate. Și Neemia a pus în funcție să fie în stare să protejeze și să vegheze ca niște străjeri ai Sionului peste aceste instituții. Mă întreb, frații mei, în aceste zile în care noi trăim, este oare nevoie ca și în Biserica lui Dumnezeu să fie aleși oameni care să vegheze asupra punctelor cheie în Biserica lui Dumnezeu? Da, frații, casele noastre de editori. Casele noastre de editori. Sanatoriile noastre. Instituțiile noastre de învățământ. Licee, școli, institut teologic și așa mai departe, trebuie să fie conduse de niște oameni care au temere și frică de Dumnezeu. Este amintit în acest pasaj, spune cuvântul Dumnezeu, Hanani. Îți aminte unde am mai citit despre acest Hanani? Hanani este cel care a călătorit din Ierusalim la Susa vreo 2 luni de zile ca să ajungă la Neemia și să-i prezinte știri și vești cu privire la starea nenorocită în care se găsea Ierusalim. Hanani era unul dintre cei care aveau o povară pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru starea în care se găsea poporul Dumnezeu. Și Neemia a pus în funcție cheie oameni care aveau o povară pentru popor și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Străjeri pe zidurile Sionului. Frații și surorile mele, avem noi o povară pentru poporul lui Dumnezeu. Unii dintre noi, frații mei, am ajuns să fim niște lideri de genul acesta care vrem să conducem regește, să batem cu pumnul și cei care sunt sub noi să se supună în zilele Domnului prin asasinate. Oameni erau uciși pentru a ocupa. Și astăzi sunt oameni care odată ce au ocupat anumite poziții, nici cu dinții nu le-ar scăpa din mâna lor, frații mei. Și se dau peste cap să astupe gura oricui care nu vede exact așa cum vede el. Nu e de mirare că lucrarea lui Dumnezeu nu poate înainta. Neemia a pus străjeri pe zidurile Sionului. Oameni cu o povară de a proteja poporul lui Dumnezeu pentru influențele din afară și influențele dinăuntru. Neemia avea în vedere binele copiilor lui Dumnezeu și Neemia a chemat oameni lângă el, frații mei. Oameni care vedeau ochi cu ochi la el. Multe dintre comitete astăzi sunt împărțite. Un frate vede într-un fel, altul vede în stânga, altul cuțitul în spate, întors în partea ta la tătă, te învige celălalt. Oamenii nu mai văd în aceeași direcție și se pierd ore întregi în întâlniri care nu fac nimic altceva decât să se cătuiască de puteri poporului Dumnezeu. Pentru că nu sunt oameni care să vadă în aceeași direcție. Noi zicem să echilibrăm balanța. O echilibrăm atât de bine că o să mai stăm pe pământul acesta dacă nu vrem să ne pocăim și să ne smerim. Frații mei, trebuie spuși oameni în funcții de conducere. Oameni care să vadă în aceeași direcție. Dar vrăjmașul stă liniștit. Știți de ce? Pentru că alegerile acestea dumneavoastră și cu mine le face. Și după ce criteriile vom alege? După ce avem în minte? După ceea ce noi citim? Când se fac alegeri în biserică? Pe cine alegem? Alegem după bunul nostru plac.
Pentru că dacă am citit mai mult cuvântul și am citit mai mult mărturiile, atunci am ști ce fel de oameni ar trebui să stea în poziții cheie ca veghetori pe zidurile Sionului. Când trimitem delegați pentru a fi ales președintele conferinței sau președintele X sau în diferite departamente, frații mei, ce fel de oameni pleacă, frații mei? Ce fel de oameni? Unii și-au făcut abonament. De ani de zile tot ei merg. Pentru a face acolo jocurile politice. Frații și surorile mele, este nevoie de oameni care să se plece pe genunchi, să strige la Dumnezeu și care să aibă în vedere binele copilului Dumnezeu. Neemia spune, Hanania, dă poruncă, porțile să nu fie deschise decât atunci când căldura soarelui va fi sus, nu când de-abia răsare soarele. Pentru că unii oameni se odihnesc, poporul nu poate vedea cine intră, cine a intrat, cu cine intră. Băgați de seamă. Vegheați porțile acestea. Și îmi place să cred că Neemia, când a spus ca porțile să nu fie deschise, decât când soarele era sus, să nu intre nimeni, Neemia se gândea și la siguranța spirituală. Poate că Neemia se gândea la altarul de dimineață care trebuie să facă familie în Iuda. Înainte de a începe activitatea, înainte de a începe forfota, poporul să aibă timp cu Dumnezeu, fiecare în familie lui. Făceau de pază în dreptul caselor lor. Iubiții mei, frați, în această seară sper ca cineva să nu înțeleagă greșit mesajul care a fost rostit. Biserica lui Dumnezeu este aceasta. Slabă, cu defecte cum este ea, este obiectul iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește, Dumnezeu va curăți. Dar dacă a fost vreodată un timp când trebuie să ne rugăm pentru liderii noștri, la nivel local, la nivelul lucrării lui Dumnezeu, la nivel general, la nivel național, timpul acesta este astăzi. Și Dumnezeu să ridice oameni ca Neemia, să ridice oameni ca Hanani, să ridice oameni ca Hanania, oameni credincioși, cu frică de Dumnezeu, oameni deosebiți care se văd de deoparte ca o Duhul lui Dumnezeu în viața lor. Străjiri pe zidurile Sionului. Aș vrea să închei cu un pasaj care se găsește în cartea Ezechiel și vă invit să ne rugăm în această seară. Dumnezeu să binecuvinteze pastori, Dumnezeu să binecuvinteze presbiteri, Dumnezeu să binecuvinteze președinți de conferință, de uniune, diviziune în lumea aceasta, care au povară pentru binele copilului lui Dumnezeu, care sunt vigilenți cu privire la atacurile din afară și dinăuntru. Mergem în cartea Ezechiel la capitolul 3 și aș vrea să citesc de aici, împreună cu dumneavoastră, versetul, aș vrea să citesc versetul 17. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să îi științezi din partea mea. Dumnezeu dorește ca noi să fim străjeri pe zidurile Sionului. Amin. Vă invit să ne plecăm pe genunchi în aceste momente, cei care aveți posibilitatea, și să ne rugăm. Părinte Ceresc, venim înaintea Ta, Doamne, să Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, în această seară, să ridici Tu lideri, să convingi Tu pe lideri ca să adoptăm planul Tău în viața noastră. Doamne, ajută-ne să fim vigilenți. Ajută-ne să fim străjeri pe zidurile Sionului. Să fim atenți cu privire la atacurile din afară, dar și atacurile dinăuntru, Doamne. Să păzim cu gelozie spiritualitatea poporului Tău, cuvântul care este predicat, muzica pe care noi auzim în bisericile noastre. Și fă, Doamne, ca toate acestea să se facă pentru slava și onoarea numelui Tău și pentru mântuirea copiilor Tăi. Doamne, în mod deosebit Te rugăm în aceste momente pentru starea în care se găsește poporul Tău acum. Ai milă de noi. Și ajută-ne să înțelegem că în aceste zile nu facem nimic altceva decât să culegem furtuna pe care am semănat-o.
Dă-ne putere, Doamne, să ne trezim. Dă-ne putere să ne întoarcem la cuvântul Tău. Că și-am rugat în numele Domnului Hristos să binecuvintezi copiii Tăi. Să binecuvintezi liderii poporului Tău. Cei care au o povară sfântă pentru mântuirea poporului. În numele Lui Iisus ne-am rugat și să mulțumim. Amin. Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat în această seară. Dumnezeu să vă binecuvinteze și prin Harul Lui ne vom întâlni într-o ocazie următoare pe care o vom anunța. Vom continua studiul nostru în Cartea Neemia. Până atunci, ne rugăm